Binecuvântați-n alt preasfințite, stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Duhul adevărului, care pe tutindenea ești și pe toate le împlinești, vizierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Starea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să primească în jertfelnicul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrednicilor să-i robi și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor să-i robi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile pe care le-am primit de la El. Și ca o tămâie cu bun miros bine primită să-i fie lui Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i robi și buna cererea credincioșilor să-i totdeauna spre bine să o împlinească, ca o milostiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să-ți spunească Sfânta sa biserică pe robii săi,
de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, și cu sănătate într-o lungime de zile în pace, cu crotirea îngerilor săi, totdeauna să-i păzească pe credincioși și să-i rogi Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Spăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ta prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și cururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să pomeni. Prea sfântă născătoare, miluiește-ne pe noi! Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm! Ție, Doamne, ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și toată milostivirea, a cărei mile este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. Căzând înaintea slave tale cu frică și cu tremur pe celor netrebnici, cu umilință aduce acum mulțumire bunătății tale pentru binefacele care au fost revărsate asupra slujitorilor, închinătorilor ai Sfântului Cașul acesta, care își sărbătorește 20 de ani de existență, precum și a tuturor celor care se ostenesc în așezământul acesta spitalicesc, doctori, profesori, specialiști, asistenți medicali, îngrijitori de bolnavi, fiecare după numele și cererea lor. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, te lăudăm, îți cântăm și iarăși căzând înainte, dar mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai împlinit cererile așa și de acum înainte, Doamne. Îmbrădicește pe toți, aspori în dreapta credință, în dragostea așa către tine și cea către aproape și în toate faptele cele bune și adumânde ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește, Doamne, pe toți care se ostenesc în așezământul acesta spitalicesc de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și ne îmbrănicește pe toți. Totdeauna mulțumirea aduce cele bune agrii și a cântat ție celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și bunul de viață, Făcător Tău. Dumnezeului Celui slăvit în Sfântă Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru! Nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În adunarea Sfințite Sfântului binecuvintează! Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, puterea cinstită și deviază Făcătoare Cruci, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Mare, Pantelemon, Tămăduitorul de Boale, ocrotitorul Sfântului Casul acestuia și așezământului acestuia spitalicesc, și a cărui pomenire facem azi în mod deosebit, ale Sfintei Cuvioase Maice noastre Parascheva, cuviosul Antipa de la Călăpădești, ale tuturor Sfinților Taumatul și Tămăduitor de Boale, pe fiecare după numele lor, pentru rugăciunile Sfinților, Dreptilor, Dumnezeieștilor, Părinților, Achim și Anei și tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi,
ca un bun și iubitor de oameni. Amin. În împărăția voastră, stimate domnule manager, preacurcenești părinți, stimate autorități centrale și locale, stimați invitați, avem nespusa bucurie de a fi împreună astăzi în această Sfântă Biserică din imediată apropiere a Spitalului Municipal de Urgență din Moinești, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Mucenic Pantelimon, cu prilejul celei de-a 17-a ediții a zilelor medicale ale Spitalului Municipal de Urgență. Anul acesta, aceste zile medicale, această ediție, coincide cu împlinirea celor 20 de ani de când, cu binecuvântarea în al preasfințitului părintelui nostru Ioachim, aici se slujește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și celelalte Sfinte Taine, în special Sfânta Taina Masului, pentru toți cei care pășesc pragul acestei instituții, în primul rând pentru a-și redobândi sănătatea trupească, dar în același timp, având nevoie stringentă și de sănătate sufletească, de alinare duhovnicească. Și de aceea, cred eu că cei doi oameni providențiali pentru această zonă, și aici mă refer la înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim și domnul doctor, domnul profesor Adrian Cotărleț, au pus bazele acestei instituții, acestei sfinte biserici și aici, prin grija înalt preasfinției sale, a fost numită pentru a sluji oamenilor și lui Dumnezeu, părintele Gheorghe Turcu, cel care de 20 de ani se apleacă asupra suferințelor celor care au nevoie de ajutor de la Dumnezeu și vindecare prin munca și dragostea și priceperea medicilor. Meritul domnului doctor Adrian Cotărleț este cu atât mai mare pentru că el și-a dat seama că aici, în această instituție, medicul este de multe ori mâna prelungită a lui Dumnezeu. Și știe foarte bine, ca și chirurg, că medicul este cel care operează, dar de multe ori Dumnezeu, de fiecare dată, de altfel, Dumnezeu este cel care vindecă. Și iată că spuneam că timp de 20 de ani, neîntrerupt, părintele Gheorghiță Turcu, cel care a fost desemnat de către înalt preasfințitul, a contribuit, pe lângă bolnavii care vin aici să-și găsească tămăduire trupească, cum spuneam, și vindecare sufletească. Pentru aceasta, pentru părintele și pentru un alt preot pe care biserica noastră, iată, îl are în Spitalul Municipal de Urgență Moinești, de data aceasta îmbrăcând de multe ori halatul alb, fiind asistent medical, asistent șef chiar din ultimul timp, părintele Ioan Muntean, care și el cu multă pricepere și cu drag de cei care sunt în suferință, se apleacă pentru a vindeca atât din punct de vedere trupesc și din punct de vedere sufletesc. Pentru toate acestea și pentru multe altele știute și neștiute, în altfel simțit în cadrul acestor zile medicale, la acest moment de sărbătoare aleasă, acest moment festiv, a rânduit ca celor doi părinți să li se acorde o distinție onorifică în cadrul bisericii noastre, rangul de iconostavrofor, pentru care îl rog pe părintele Nectarie, părintele Arhidiacon, să dea citire gramate chiriahale, pe care n-am prea simțitul o conferă cu drag, cu prețuire celor doi părinți pentru slujirea lor a lui Dumnezeu și a aproape. Mulțumim în prezenția voastră. Gramată chiriahală, noi, Ioachim din mira lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își ține bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească,
să aibă parte de dragostea și prețuirea noastră. Hotărâm preacucernicului părinte Gheorghe Turcu de la parohia Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, capela Spital Moinești, protopopiatul Moinești, județul Bacău, și preacucernicului părinte Ioan Munteanu de la parohia Sfântul Ierarh Nicolae, protopopiatul Moinești, județul Bacău, să li se confere rangul onorific de econom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C, din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se semnează acest act, întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2022, luna iulie, ziua 15, ca semn de recunoaștere a vredniciei lor în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează în al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Poruncește în al preasfințite stăpâne! Porunciți în al preasfințite părinte pentru robii lui Dumnezeu, preotul Gheorghe și preotul Ioan, care vi se aduc înainte pentru a fi chirotesiți iconom stavrofori. Să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cerce toate cu înțelepciunea Ta, le economisești și prin economia Ta cea de după trup, a lucrat mântuirea noastră. Cerce pe înțeleptul iconom care bine a economisit la lăudat ca pe un săpân al casei, binecuvintează și pe robii Tăi aceștia, preotul Gheorghe și preotul Ioan, spre slujba de economi stavrofor și împuternicește și întărește pe dânsii ca într-o credință, într-o înțelepciune și într-o bucurie să-ți economisească ție lucrul și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel răsurgind, să se îmbrânecească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții, să scapă de rușine de care trebuie să fugă și de osânda slujicele viclene care cu lenevire și-a îngropat talantul. Cu rugăciunile și solirile prea binecuvântate Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, ale Sfântului Pantelimon, tămăduitorul de boale și ale tuturor sfinților care se cinstesc în Sfântul Așezământul acesta, că s-a sfințit și s-a preaslăvit între toți cinstitul și de mari cuvinte în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră, arhiereu, prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohiristește pe tine, preacucernice preote Gheorghe, iconom stavrofor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Arhiereu, smerenia noastră, prin harul lui Dumnezeu, pentru tot cer sfânt, începătorul de săvârșirii, te prohilisește pe tine, preacucerice preotă Ioan, iconom stavrofor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Oțios. Vrednic este.
vrednic este? Vrednic este! Mai tare, eu am ține acum zice. Dacă sunt vrednic este? Vrednic este! Vrednic este! Așa cum aminteam în anteriorul cuvânt, meritul incontestabil al acestei slujiri și acestei binefaceri, să spunem, pentru oameni, este și al domnului manager, domnului doctor Adrian Valentin Cotăleț, cel care, așa cum am spus, s-a înțeles mai bine, poate ca mulți dintre noi, că întotdeauna, în actul medical, este mâna cea nevăzută a lui Dumnezeu care vindecă și care dă putere celui care operează, intervine chirurgical sau sub o altă formă pentru a sluji oamenilor și în felul acesta a sluji lui Dumnezeu. De aceea, în apreciația voastră, cunoscând toată activitatea domnului manager și meritele sale incontestabile, cum spuneam, oferiți astăzi cu prilejul acestei sărbători alese ale Spitalului Municipal, distinția cea mai înaltă pe care Arhiepiscopia noastră a Romanului și Bacovului oferă mirenilor, anume Ordinul Melchisedec clasa 1, prin această gramată chiriarhală, căreia în cele ce urmează, vă rog să-mi permite să-i dau citire. Conferim această distinție domnului profesor dr. Adrian Valentin Cotăleț, manager Spitalul de Urgență Municipal Moinești, în semn de mare prețuire pentru strădania, devotamentul și virtuțile creștine afirmate cu putere față de oameni, prin cuvânt și prin faptă, într-o adevăr, nădejde, credință și dragoste. Semnează înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Oferă Spitalului Municipal de Urgență din Moinești un aparat medical pentru secția de pediatrie ca semn de prețuire și totodată pentru ca mulțumire pentru serviciile medicale pe care le acordați și nouă uneori, că și noi avem nevoie de astfel de servicii. Vă mulțumim încă o dată și... O spun pe perea mea. Da. Mulțumim încă o dată și... Deci, acest aparat este în colaborare cu Protocopiatul Onești și Moinești. Și cred că va fi foarte util, pentru că am mai oferit și pe la alte spitale, mai ales. Colaborarea părintelui Ilarion, care e mentorul nostru. Este mentorul consilierului nostru de resort, care știe ce trebuie în cadrul social și medical. Deci el însuși s-a specializat în această problemă
Și este o problemă în țara, la un popor român, care, iată, are o istorie atât de frumoasă, dar iată cât pătimește și de aceea încercăm să găsim soluțiile la multitudinea problemelor care se găsesc. Domnule profesor, deci îl așezați unde știți că trebuie și sper să vă fie de folos. Sărmâna în preasfiția voastră, preapucernici și părinți, distinși și invitați, un moment deosebit de suflet. Mulțumesc în primul rând în al preasfinției sale, părintele arhiepiscop Ioachim, pentru grija pe care ne-o poartă. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de personalul Spitalului Municipal de Urgență Moinești și ne-ați făcut marea cinste să fiți acum aici la 17-a ediție a zilor medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Vă mulțumim să rămână în altă asfinția voastră. Și noi vă mulțumim, domnule doctor, pentru faptul că în biserică niciodată timpul nu se măsoară cu ceasul. Așa că nimeni nu s-a uitat la ceas din cei care participă la această festivitate, la această solemnitate. De aceea îmi permiteți și mie două minute să adaug și eu doar câte ceva, însă pentru a-mi exprima bucuria și a-mi exprima acea satisfacție sufletească pe care o am atunci când văd că activitatea unei biserici, după ce este sfințită, după ce îi se pune temeria, după ce se dotează cu liturgii și dotarea aceasta de înfrumusețare, icoane, se împodobește, iată că acel loc devine un loc important, mai ales dacă își duce la obiectivul la sfârșit. Și aici, în așezământul acesta spitalicesc, domnul profesor Cotărleț și cu, bineînțeles, împreună cu colaboratorii săi, am propus atunci că unde este un spital, acolo trebuie să fie și biserica. Deoarece două lucruri esențiale trebuie să știm la poporul român. Și anume, unu, că școala românească modernă, fie ea modernă, cum o știți sau cum o știm, este prelungirea pridvorului bisericii. Acolo au învățat primii oameni și primii oameni de știință și acolo s-a organizat școala din punct de vedere instituțional. Dar, cât privește spitalul nu este altceva decât prelungirea bolnicilor care erau cândva organizate prin mănăstiri, unde se adunau bolnavi și călugării făceau de așa natură ca să fie vindecat, să fie întrajutorat în ceea ce privește maladiile sau știu eu ce boală îi cuprindea pe unul sau pe altul. Așa că este foarte important. Și am înțeles acest fapt, urmărind activitatea preotului nostru de aici, de la numit Părintele Gheorghiță, el e numit. Așa, deci Părintele Paroh, care de fapt este responsabil de toată activitatea și liturgică și administrativă și social-caritabilă. Deci de când este această biserică, de când se slujește liturghie după liturghie, de când se fac slujbe pentru cei morți, pentru cei vii, pentru cei bolnavi, atunci se simte această biserică este acea inimă, acea anima de care are nevoie un așezământ spitalicesc. Deci faptul că aici trece Duhul Sfânt, aici dă acest paraclis, este cel care virează sau transmite sau inoculează energie pozitivă specialiștilor din cadrul spitalicesc. Și așa că nimic fără Dumnezeu, nimic fără biserică și dacă vezi un spital fără biserică, înseamnă că este un spital pentru altceva, nu pentru oameni. Așa că înainte, doar știți foarte bine, mai ales că avem specialiști în fața noastră care vor participa la zilele medicale și veți discuta mult, mult această problemă a înlăturării durerii și bolilor care actualmente bântuie lumea contemporană. Și deci veți înțelege că fără Dumnezeu nu se poate. Nu, pentru faptul că ultima celulă a omului, deci dincolo de aceea, acolo e limita cu transcendentul. Deci când vorbești de neurologie, spre exemplu, deci neuron vine de la on, de la cel ce este. Deci Dumnezeu este dincolo de orice lucrare a noastră științific constituită și de aceea în cadrul acestui simpozion, când veți deschide oficial împreună cu toți specialiștii care vor participa,
am trimis un mesaj pe care vă rog să-l ascultați, nu acum, ci acolo la sală. În câteva minute, Părintele Prodocop de Moșnește va fi, va da citire, vi-l va face cunoscut. De fapt, este o rugăciune, catiheză, care se potrivește foarte bine cu astfel de întruniri. De aceea vă mulțumesc, domnule profesor, pentru această distinsă activitate care o desfășurat aici. Vă felicităm pentru faptul că de 20 de ani pașii omului de la Domnul se îndreptează. Vă felicităm și vă mulțumim pentru faptul că ați rămas același om răzbătător, cel care sparge munții sau mută munții numai ca să se realizeze ceva pentru binele acestui așezământ spitalicesc. Și știu cum, ce program aveți, încât îmi puneam probleme la un timp. Oare domn doctor Cotărât, el este adobândit virtutea călugărilor de altă dată care țiesteau prin munți, este achimit sau are insomnie? Deci este vorba de, și una și alta credință. Deci în orice clipă îl găsește în spital. Deci este omul care răspunde și nu știu cum poate să răspunde la toate nevoile care se găsesc și bat la poarta spitalului. Deci iată cum această capelă și cu spitalul fac un tot unitar și mă bucur că suntem cei care sărbătorim acest popas duhovnicesc, această împlinire la 20 de ani de la existența a spitalului și a capelei acestea, care pulsează acea energie pozitivă tuturor celor care lucrează și aici totul se lucrează pozitiv. Deci rămânem în dragostea lui Hristos, că fără dânsul nu putem face nimic. Oriunde și oricât am vrea noi să ne separăm de Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Și mai ales că închei prin a spune că conștiința fiecărui doctor sau celui care se preocupă de sănătatea spirituală, dar mai curând trupească a oamenilor, este aceea că el trebuie de fiecare dată, când intră în sala de operație sau în cabinetul său de lucru, el să știe că odată cu el intră și Dumnezeu în chip nevăzut. Da. Intră Dumnezeu în chip nevăzut și în chip nevăzut inspiră sau insuflă celui care ia decizia asupra unei vieți, asupra omului. Deci iată ce important este să iei decizia asupra vieții. Că viața nu ți aparține, viața aparține lui Dumnezeu. Și de vreme ce iei o decizie așa, nu după Dumnezeu, atunci aceea poate să fie oarecum fortuită sau știu eu, nu are rezultatul scontat. Încă o dată vă mulțumim, vă binecuvântăm toată activitatea pe care o veți desfășura în continuare și mă bucur încă o dată și vă acum spun în mod solemn. Acum câteva zile eram și eu pe masă de operat aici la Măinești și bine, au venit preoții mei care sunt aici, bineînțeles, răspund și trebuie unde este episcopul, trebuie să fie și preotul și poporul. Deci am venit și eu cu oarecare la spital și am dreptul, deși sunt arhiereu sau episcop, am dreptul și eu la sănătate, la boală și boala se... Nu te întreabă cine ești sau ce funcție ai, ci ia dă buzna așa. Și m-am bucurat de acest profesionalism, de această dragoste față de cel bolnav. Și am constatat că, uite, pe masă de operație niciodată nu este un bolnav, ci este o persoană care poartă în el chipul Hristos, chipul Hristos iubire. Și de vreme ce specialistul ia acel bolnav ca și chipa lui Dumnezeu, sau vrea să restaureze puțin frumusețea chipului lui Dumnezeu în respectiva persoană, atunci el face ce trebuie și mâinile lui sunt ghidate în mod nevăzut de Dumnezeu. Așa că vă mulțumim încă o dată pentru profesionalismul care a dat dovadă și totodată ca aceste întâlniri ale Moneștului să dăinuie an de an, din generație în generație și de ce nu să lăsați moștenire să se prelungească lucrul acesta frumos și bun, care l-ați antamat acum 17 ani, spuneți? 17 ediții. A 17 ediții. Deci au mai fost unele care au fost cu pandemie. Dar în orice caz, îl aveți pe Sfântul Partenimon care vă ghidează. Vă mulțumim, vă binecuvântăm și acum rămânem la dispoziția noastră. Să rămână în aipa Sfinția voastră, vă mulțumim. În al preasfinții sale, în al preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate, bune sporire în propovăduirea cuvântului și a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos,
și în conducerea turmei celei binecuvântătoare pe calea mântuirii, ce le păsește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Stăpânul și arhiereul nostru, Doamne, păzește! Doamne, păzește! Într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, Stăpâne! Prea puternicilor părinți, Domnului profesor doctor, tuturor cadrelor medicale, dăruiește-ne, Doamne, zilele rugate, bună sporire întru toate, ce-i păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască tuturor! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, să fie viață. Deci continuați activitatea așa cum ați prescris. Noi socotiți acest timp nu pierdut, ci câștigat pentru Împărăția Lui Dumnezeu. La revedere! Să rămânăm! Da, să fie într-o ceva. Stăm. Ăla-i de altceva, nu... Zău! Hai să mai tăiem și așa. Așa, mulțumim frumos, domnule. Mulțumim... Și mai tăiesc prea. Da. Vă mulțumim încă o dată și vă invităm să vizitați terminarea lucrărilor blocului operator ASEP. Eu mă bucur că astăzi văd finalizată această lucrare. Eu am fost pe parcursul lucrărilor la un moment dat cu domnul doctor și într-adevăr chiar vreau să văd, sunt curios să văd cum a ieșit, dar din ceea ce văd nici nu e nevoie să mai facem și poze că ne rămâne pe retină. Da. Ce-mi doresc este ca la nivelul județului să avem o replică pe fiecare spital în parte. Fie că vorbim de Spitalul Județean, fie că vorbim de Onești, fie că vorbim de Buhuș și noi avem asocieri peste tot, lucruri care o să spun și în cuvânt. Mă bucur că văd aici, de ce era și început, știu ce e vorba, și faptul că undeva recepția se face săptămâna următoare. Viitoare, da. Lucrările finalizate. Și am zis neapărat de zilele medicale. Da, foarte bine, e coincidență fericită pentru că... Când ar putea debuta? După recepția lucrării. Bine ați venit sau ați revenit la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, cu ocazia ediției 17 a zilelor medicale ale spitalului nostru. Ele au debutat ieri cu ziua asistentului, în prezența a peste 400 de asistente din multe spitale din Moldova. A continuat astăzi pe multiple planuri, inclusiv acum în bloc operator se derulează programul operator. Au fost seziuni și comunicări pe linie de medicină internă, kinetoterapie, o secțiune pentru medicii rezidenți
și o inaugurare a blocului operator aseptic reabilitat și 20 de ani de serviciu religios ortodox în cadrul spitalului nostru. Mulțumesc celor prezenți care reprezintă președinția, Parlamentul, Ministerul Sănătății, Colegiul Național al Medicilor, Academia de Științe Medicale, Uniunea Medicală Balcanică, Universitățile de Medicină din România, inclusiv prin profesorul Loi din Universitatea de Medicină din Houston, Texas. De asemenea, prefectura, Consiliul Județean, o serie de primari din județul nostru, Direcția de Sănătate Publică, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Delegația Spitalelor din Republica Moldova, cu domnul director al Direcției Medicale din Primăria Municipiului Chișinău, nu în ultimul rând reprezentantei din Spitalul de Recuperare din Triest și în primul rând celor peste 150 de reprezentanți ai spitalelor din România. Mă grăbesc un pic că suntem în întârziere cu 15 minute și vreau să-i dau cuvântul. Sper că serviciul tehnic să fie gata. Domnului secretar de stat Mohan, care actualmente, domnul ministru fiind în concediu de odihnă, este ministru al sănătății. Vă rog, domnule ministru. Bună ziua, mă auziți? Da, vă auziți. Vă auzi bine. Vă mulțumesc, sunt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi și să reprezint Ministerul Sănătății în calitate de secretar de stat și să dau cuvântul domnului ministru, profesor universitar Alexandru Afila, cu ocazia celei de-a 16-a ediții a zilelor de educație de a vă această reuniune de înaltă calitate și înfrii pe care a dat dovadă de tot devotamentul și implicarea în organizarea desfășurarea acestei activități. Domnul profesor universitar în transporta Spitalului Municipal de Pune o unitate de viață pentru țara românească, pentru România, cât și pentru partea de Europa. Toate lucrurile bine făcute se datorează în special oamenilor capabili care conduc instituțiile publice și care se implică cu devotament în tot ceea ce realizează. Îi mulțumim domnului ministru secretar de stat pentru intervenție. Ne cerem scuze pentru defecțiunile de tehnică. Cel mai bine ne va fi în continuare, fiindcă speakerii vor fi invitații noștri, sunt prezenți aici și vor fi în fața dumneavoastră. Pentru început o invit pe doamna conferențiară dr. Diana Păun, consilier prezidențial, care a fost de mai multe ori în Spitalul Moinești și care ne ajută în permanență cu sfaturi și cu multă bunăvoință. Vă rog, doamna profesor. Bună ziua tuturor! Domnule manager, stimați invitați, dragi colegi, îmi face plăcere să adresez și în acest an un mesaj în deschiderea lucrărilor acestei manifestări științifice de anvergură. Prezența mea în numele administrației prezidențiale, reprezentând un simbol al recunoașterii profesionalismului, dedicației, performanței actului medical și managerial al acestei unități spitalicești. Permiteți-mi să încep prin a felicita pe managerul spitalului și organizatorii
pentru eforturile consecvente, pentru înaltul profesionalism și pentru dedicarea în a crește de la an la an importanța acestui eveniment, transformându-l deopotrivă într-unul de tradiție și referință. Cu siguranță, evenimentele precum acestea au o contribuție majoră în a sprijini coeziunea între specialiști și, deopotrivă, de a asigura transferul celor mai noi studii și inovații în practica clinică. De asemenea, primiți aprecierea mea pentru programul cuprinzător, pentru abordarea atentă a temelor de actualitate. Și, din păcate, criza sanitară globală generată de virusul SARS-CoV continuă să impacteze puternic sistemul de asistență medicală, economia și societatea, cu consecințe negative importante asupra sănătății noastre a tuturor. Aceste circumstanțe extraordinare demonstrează nevoia critică de consolidarea capacității de diagnostic, de supraveghere și intervenție în sistemul de sănătate, de reconfigurarea fluxurilor de îngrijiri pentru a evita întreruperea serviciilor elective, precum și importanța susținerii prioritare a eforturilor de informare și pregătire profesională a personalului medical. Deschiderea noului bloc operator al spitalului și această conferință cred că sunt modele în acest sens. Pentru că dumneavoastră reprezentați o componentă critică a răspunsului la pandemie și folosesc acest prilej pentru a mulțumi tuturor celor care s-au aflat în prima linie a luptei împotriva SARS-CoV-2 și au sprijinit eforturile de susținere a sistemului de sănătate. Vă urez mult succes în aceste zile încărcate de activitate științifică intensă și vă mulțumesc! Mulțumim doamnei consilier prezidențial. Din partea Parlamentului României dau cuvântul domnului deputat Mircea Fechet. Vă rog, domnul deputat. Bună ziua, vă spun și eu. Aș începe cu gluma pe care o fac ori de câte ori ajung la Moinești, spunând că nu reușesc eu să particip la câte lucruri se inaugurează în fiecare an și în fiecare lună la Moinești. Ori din acest motiv aș dori să vă mulțumesc, domnule primar Valentin Vieru, domnule doctor Cotărleț, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o la cea de-a 17-a ediție a Zilelor Medicale. Primarul Valentin Vieru este un campion al fondurilor europene, așa îl numim noi în județul Bacău, dar investiția pe care astăzi a recepționat-o este făcută într-un parteneriat care înțelege foarte bine că sănătatea nu are culoare politică. Este un parteneriat extrem de frumos și de valoros între Consiliul Județean Bacău și Primăria Municipiului Moinești. Parteneriat care astăzi nu face altceva decât să participe la o mai bună calitate a actului medical în județul Bacău, lucru pentru care vă sunt recunoscător. Și dacă, venind la Moinești, am constatat cât de bine arată grădinițele, cât de bine arată creșele și cât de bine arată școlile aici, și îndrăznesc să spun că arată mai bine decât în municipiul Bacău, de unde vin eu, și spun asta că dacă nu poți să-ți aduci copiii la școală, băcăuan fiind la Moinești, cu siguranță, atunci când ai o problemă gravă medicală, speriat de această situație, sunt convins și am auzit de foarte multe ori băcăuani spunând că vin la Moinești, la echipa medicală de aici, pentru a se trata de niște afecțiuni despre care îmi vine și foarte greu să vorbesc. Profit de faptul că în această sală se află oameni de renume din domeniul medical, cărora vreau să le spun că știu cât au muncit zi și noapte în pandemie să fie alături de pacienții pe care i-au sprijinit și de parte de familie, să le spun că le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut și pentru ce urmează să facă în continuare și că le sunt profund recunoscător. Vă felicit încă o dată, domnule doctor Cotărleț, și sper să particip, deși domnul
domnul primar de la Slănic spunea că n-a lipsit la nicio ediție. Mi-aș dori să particip și eu în continuare, cel puțin la câte ediții a participat dânsul până acum. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumim, domnule deputat. Mergem în continuare cu Parlamentul, dar cu Parlamentul European, de unde avem un mesaj sigur de la domnul europarlamentar, dr. Cristian Bușoi. Acum ține de noi, de tehnica noastră, da? Bună ziua și mulțumesc încă o dată pentru invitație domnului primar Bieru, domnului manager al spitalului, domnul Cotârleț. Și îmi pare sincer rău că nu reușesc să ajung la ceremonia de deschidere, pentru că sunt în aceste zile la Bruxelles, în Parlamentul European. Sunt câteva ședințe importante ale Comisiei pentru Industrie și Energie pe care o conduc în contextul situației foarte dificile generate de creșterea prețurilor la gaz, la electricitate, creștere care va fi și mai mult în cel mai probabil caz exacerbată de continuarea războiului din Ucraina, a invaziei ilegale și neprovocate a Ucrainei de către Rusia. Dar am ținut să transmit acest mesaj din Parlamentul European ca semn de apreciere pentru activitatea primăriei Moinești și ca semn de apreciere pentru unul dintre cei mai buni, cunoscuți, longevivi manageri de spital din România, care a reușit într-o perioadă nu foarte lungă, dar extrem de intensă ca și realizări, să transforme spitalul Moinești într-un spital model pentru România. Chiar dacă vorbim de o localitate nu foarte mare, semnificativă, dar nu foarte mare, dacă ne comparăm cu municipiile reședință de județ sau și mai mult cu marile centre universitare din România, spitalul din Moinești, sub conducerea domnului Cotârleț, a reușit să aibă în ultimii ani investiții record, a reușit să aibă un număr semnificativ de doctori, peste 100 de doctori, 40 de secții, să fie dotat la cele mai înalte standarde, computer tomograf, RMN și sistem de telemedicină extrem de important pentru digitalizarea sistemului de sănătate din România. Uniunea Europeană și România s-a confruntat, ca și întreaga omenire, în ultimii 2 ani și jumătate, cu una dintre cele mai grele încercări în domeniul sănătății. În mod evident mă refer la pandemia de COVID-19. Și deși de câteva luni de zile numărul de cazuri a scăzut semnificativ și agresivitatea ultimei variante de virus nu mai este atât de mare, există o puternică îngrijorare atât la nivelul decidenților politici europeni. Am avut ocazia să vorbesc cu doamna comisar pentru sănătate zilele trecute, colegii mei din Parlamentul European, dar și oficialii din Organizația Mondială a Sănătății, pentru că vedem cu îngrijorare și pe bună dreptate și Ministrul Sănătății din România, profesorul Rafila, a atras atenția public că în ultima perioadă numărul de cazuri va crește și ne așteptăm că în această toamnă să vedem iarăși un număr semnificativ și poate nevoia de a reimpune unele dintre restricțiile și măsurile de sănătate publică, de siguranță, pe care le-am experimentat, din păcate, în ultima perioadă. Dincolo însă de pandemie, această încercare foarte grea și de lecțiile care trebuie să le învățăm la nivel european și național, avem încă foarte multe provocări pe care trebuie să le depășim. Uniunea Europeană este angajată puternic într-o luptă împotriva cancerului, EU Beating Cancer Plan, planul de cancer, de luptă împotriva cancerului la nivel european, prioritatea absolută de sănătate publică. De asemenea, suntem din ce în ce mai îngrijorați de infecțiile intraspitalicești. În mod evident, buna organizare, așa cum se întâmplă în spitalul de la Moinești, o respectare totală a regulilor din partea medicilor, altui personal medical, din partea aparținătorilor, vizitatorilor, sunt extrem de importante. Folosirea corectă a substanțelor dezinfectante și altor substanțe necesare, dar în mod clar și nevoia de a descoperi noi antibiotice și nevoia de a
găsi soluții pentru ca infecțiile intraspitalicești să poată să fie ținute sub control. Bolile cardiovasculare, bolile din zona neurologică, dar și alte boli care afectează un număr important de cetățeni europeni și români, trebuie, în mod evident, tratate cu mai multă seriozitate și cu mai bune rezultate. Deci, provocările sunt foarte mari, COVID, lupta împotriva cancerului, infecțiile intraspitalicești, dar există și unele oportunități. Și pentru România, marile oportunități vor veni în principal din fonduri europene. Avem peste 2 miliarde de euro pentru sistemul de sănătate în PNRR. Avem aproape 3 miliarde de euro, urmează ca ultimele detalii să fie stabilite până la sfârșitul anului, pe programul operațional sănătate din fondurile de coeziune. Avem la nivel european programul centralizat EU for Health, a fost raportorul Parlamentului European pentru acest program, 5 miliarde pentru 7 ani, adevărat pentru toate statele membre, dar România poate aplica și poate profita de punerea în comun a expertizei la nivel european. Am amintit sistemul de digitalizare din spitalul dumneavoastră pentru digitalizarea în sănătate, atât în Digital Europe, cât și în EU for Health, dar evident și în alte programe centralizate sau în cadrul PNRR în România, sunt oportunități pentru digitalizarea sistemului de sănătate, pentru că viitorul sănătate este al telemedicinei, al soluțiilor de e-health pentru sistemele de sănătate, pentru pacienți, al soluțiilor de mobile health. De asemenea, în mod clar, robotica și inteligența artificială, la fel ca și tehnologia 5G și internetul lucrurilor, vor revoluționa și vor îmbunătăți activitatea din sectorul medical. Nu vor înlocui relația medic-pacient, nu vor înlocui priceperea, maestria medicilor în a pune un diagnostic și a vindeca o ființă umană, dar va ajuta foarte mult pe medici, pe asistente, pe toți cei care iau decizii pentru a fi cât mai eficienți. Așa încât, uitându-ne la aceste oportunități, încercând să depășim împreună provocările cu care ne confruntăm în România și la nivel european, în România puțin mai accentuat din cauza faptului că nu avem atât de multe fonduri ca alte țări, poate, din Uniunea Europeană pentru a face față acestor provocări, dar împreună, într-o solidaritate europeană, folosind exemple de bune practici, inclusiv folosind bani europeni, dar și investind mai bine și mai eficient banii din bugetul național și din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, sunt convins că în următorii ani vom îmbunătăți situația pacienților din România. Iar spitalul din Moinești rămâne un reper de bună organizare, nu doar pentru spitalele de talie a celui din Moinești, dar așa cum am spus-o și cum s-a și recunoscut în ultimii ani în spațiu public, chiar pentru marile spitale din România. Vă urez mult succes în aceste zile, la aceste manifestări importante. Îmi cer scuze în toate că nu pot fi fizic alături de dumneavoastră. Vă puteți baza oricând pe mine și pe ceilalți colegi care reprezintă România în Parlamentul European și împreună să facem lucruri bune pentru sistemul de sănătate și pentru pacienții din România. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului europarlamentar dr. Cristian Bușoi. Mergem în continuare pe instituții și îl invit la microfon pe domnul prefect al județului Bacău, domnul Bogdanel, și să salutăm în același timp și pe domnul subprefect lector Lupu. Vă rog, domnule prefect. Mulțumesc domnule doctor. Distinși oaspeți, dați-mi voie ca înainte de a începe să țin scurta mea cuvântare, să felicit personalul medical, doamnele și domnii doctori, asistenți, infirmieri care deservesc spitalul dumneavoastră, Spitalul Municipal din Onești, mulțumită cărora la dumneavoastră la Moinești este un act medical de înaltă anvergură, care determină și alți bolnavi sau alți cetățeni din județul nostru și din împrejurim să apeleze la serviciile medicale ale dumneavoastră și la consultațiile medicale ale acestei unități medicale de top.
Îmi amintesc că în urmă cu ceva timp, când domnul doctor m-a vizitat pentru a mă mâna personal invitația de participare la acest prestigios eveniment, iată, a ajuns la 17 ediții, că i-am spus cumva mai amar, mai puțin amar, că nu traversăm neapărat cel mai frumos și plăcut moment istoric în viețile noastre ale tuturor. Și pe undeva pe bună dreptate. Am avut 2 ani dificili cu pandemia care a încercat cu severitate limitele, pusă grea încercare limitele sistemului medical, nu doar la Moinești, ci peste tot în țară. Și o ultimă perioadă marcată mai recent de un conflict militar în țara vecină, cu consecințele și urmările lui, o criză generalizată a energiei în tot spațiul european, care nu mă îndoiesc că va aduce o oarecare influență și asupra sistemului medical și a unităților medicale. Și iată, de dată mai recentă, un oarecare reviriment al COVID-ului, despre care credeam că am scăpat. Sigur, sistemul medical, Spitalul Moinești, spitalele din județul Bacău, trebuie să facă față acestor provocări care, iată, ne așteaptă la orizont. Și cum pot să facă față aceste unități medicale? Eu am în considerare 2 piloni, să spun 2 linii directoare. Prima ar fi consolidarea rezilienței sistemului medical prin investiții în infrastructura sanitară și resursa umană care deservește aceste unități medicale. Fac un recurs la ce am spus adineaori. Vedem ce mult înseamnă un corp medical bine pregătit și că doar cu el putem să gestionăm situații complexe de tipul unei pandemii și a unei crize epidemiologice. Și investițiile în resursa umană. Sigur, aici avem un aliat de nădejde în Ministrul Sănătății, care este un om dintre dumneavoastră, din zona medicală, domnul profesor dr. Alexandru Rafila, dar mai avem un aliat. Cu bucurie vreau să remarc acest fapt, că șeful ANDIS, Agenției Naționale de Dezvoltare Infrastructurii de Sănătate, care va gestiona investiții de 2,5 miliarde euro în sănătatea românească, bani veniți prin PNRR, este un băcăvan. Fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău Adrian Popa, care, cât timp a activat la conducerea acestui spital, a dovedit că atragerea de fonduri europene, guvernamentale, județene și implementarea de proiecte în sistemul medical respectiv la Spitalul Județean de Urgență nu mai reprezintă necunoscute pentru domnia sa. Și este de asemenea un aliat important al sistemului sanitar băcăuan. Un al doilea pilon ar fi, din punctul meu de vedere, cultivarea tipului de parteneriate de tipul celui pe care îl vedem astăzi, implementat la dumneavoastră la Moinești. Un parteneriat în care, mulțumită suportului Consiliului Județean Bacău, ați reușit să modernizați un bloc operator care este de nerecunoscut față de etapele din timpul intervențiilor și a refacerilor și a construcțiilor. Despre astfel de parteneriate va vorbi mai mult domnul președinte al Consiliului Județean, pentru că slavă Domnului are ce să spună pe acest subiect. Eu doar vreau să remarc faptul că echipa social-democrată de la conducerea județului Bacău acoperă întru totul prin acțiunea sa imboldul pe care l-am avut încă de la bun început să facem din sănătate o prioritate. Ei bine, acest imbold, după părerea mea, este întru totul acoperit de realitatea inclusiv a acestui tip de parteneriat. Aș încheia făcând un preluând o pasă de la domnul deputat Fechet. Pentru că amândoi locuim în municipiul Bacău, municipiul de reședință, sigur că acest tip de parteneriat pe care l-am văzut astăzi materializat, eu mi l-aș dori să-l avem și la noi în municipiul Bacău. Însă, din păcate, la conducerea municipalității băcăoane, o spun cu amărăciune de această dată, fără să nominalizez persoane, din păcate, însă, la conducerea municipalității Bacău se află o conducerea administrativă a cărei viziune este într-un profund dezacord cu acest tip de inițiativă, care ale cărei roadele culegem astăzi. Într-un profund dezacord. Sigur, dumneavoastră la Moinești aveți o conducere la municipalitate, la spital și cu largul concurs al conducerii Consiliului Județean, care știe ce înseamnă să pună osul la treabă într-un format coeziv, congruent și cu rezultate măsurabile, pe deplin măsurabile, da?
Din păcate, în municipiul Bacău nu avem o astfel de viziune și poate deloc întâmplător. Fostul spital municipal, a cărui construcție a început acum aproximativ 15 ani, în toamna acestui an noiembrie, a rămas la stadiul de șantier în continuare. Din păcate, o pată pe obrazul municipiului Bacău. Închei, nu-mi rămâne în încheiere decât să vă felicit pentru această 17-a ediție a Zilelor Medicale Voineștene. Urez mult succes conducerii administrative a orașului, personalului medical spitalului și să dea Dumnezeu să aveți cât mai multe ediții ale Zilelor Medicale Voineștene. Vă mulțumesc! Prefect, și așa cum anticipa domnul prefect, dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Ivancea. Vă rog, domn președinte. Mulțumesc frumos! Bună ziua, domnule manager, domnule profesor, domnule doctor. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă simt extrem de onorat să mă aflu sub același acoperiș cu atâtea personalități marcante din domeniul medical, cu medicii, cu asistenții, cei care au stat de fiecare dată alături de om, fără nicio părtinire. Ca atare, noi care facem parte din administrația locală, cei care gestionăm, să zic așa, treburile județului, ale municipiului, are orașului, nu ne rămâne decât să venim în întâmpinarea noastră și să investim în infrastructura medicală. Să dăm tot ceea ce înseamnă o infrastructură medicală modernă, în așa fel încât actul medical, completat cu priceperea noastră, să fie în folosul pacientului. De asta nu reprezintă pentru noi o excepție faptul că avem parteneriate cu Consiliul Local din Moinești. Faptul că avem parteneriate cu Consiliul Local din Onești, cu Buhuș. Spitalul Județean de Urgență din Bacău are nenumărate investiții pe care noi, ca și Consiliul Județean, le susținem. La fel și la nivelul orașului Buhuș, Spitalului Orășenesc Buhuș, la fel și la Spitalul Municipal din Onești. Cred că aici am să preiau ceea ce a spus domnul prefect. Să știți că nu este un șantier la Spitalul Municipal, fost Spital Municipal Bacău, ci există o luminiță care se vede și anume reabilitarea și refacerea urgențelor de la parterul fostului spital municipal. Noi în aceste zile o să finalizăm o secție extrem de modernă destinată COVID-ului și mulțumesc pe această cale atât fostului prefect care a reușit să facă un act administrativ, să producă un act administrativ care să ne pună într-o asociere cu municipalitatea. La fel cum mulțumesc și domnului prefect, care ne-a pus la aceeași masă cu municipalitatea din Bacău, în așa fel încât să ne îndeplinim atribuțiunile și unii și ceilalți. Noi am, de vreo 2 ani de zile, tot ne străduim să facem o investiție marcantă acolo și să terminăm spitalul municipal, să terminăm acea clădire și să urmeze acest exemplu cum este la Moinești. Și sunt la a treia participare și de fiecare dată văd progrese. Nu are cum să nu mă bucure când văd că la nivelul Moineștiului sunt atâtea personalități marcante și astăzi și tot timpul, alături, aproape. Iar faptul că spitalul municipal, spitalul de urgență Moinești adună atâtea personalități, face ca și prestigiul județului să crească. Nu am decât să-i mulțumesc domnului manager și în același timp
să vă asigur că faptul că noi venim în asociere cu municipalitatea, cu municipalitățile din județ, cu orașele din județ, cu spitalele din județ, nu reprezintă decât o normalitate. Intrăm într-o normalitate. Noi o să continuăm nu doar în domeniul medical aceste colaborări, chiar și cu Consiliul Local Moinești. Și în domeniul cultural o să vedeți, o să mergem într-un parteneriat care să aducă o plus valoare județului. Cred că asta este normalitatea și cred că în acest mod trebuie să gândim cu toți, indiferent de ce parte a ieșicherului politic suntem. Nu cred că asta e important. E important că dacă punem înainte omul, cetățean, pacientul, noi ne facem treaba cum trebuie. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sunt onorat. Această a 17-a ediție a zilelor medicale ale spitalului nostru, teorie versus practică medicală în abordarea pacientului post-pandemie, nu ar fi fost desfășurarea lor, nu ar fi fost posibilă, decât având autoritatea celor trei instituții care patronează din punct de vedere profesional această manifestare. Prima este Academia de Științe Medicale din România, reprezentată aici și prin domnul vicepreședinte Alexandru Ciurea și de domnul profesor doctor Eduard Apetrei. Domnul profesor o să aibă o prelegere după deschidere. Îi dau cuvântul domnului profesor Ciurea. Vă rog, domnule profesor. Bună ziua! Stimate domnule director, profesor doctor Alex Adrian Cotârleț, stimați domnilor guvernanți, politicieni, europarlamentari, stimați domnilor profesori, doamnelor, domnilor, mi-a făcut o deosebită onoare această invitație. Am venit la multiple ediții, cred că la 10. De ce venim? Pe vremuri se spunea, când toți eram tineri și frumoși, acum am rămas doar tineri, toate drumurile duc la Roma. Unde este Roma? În sănătate, în momentul de față. Mă scuzați, azi e Sfântul Vladimir și mă cheamă Vladimir. Unde este Roma? Îi spune Moinești. Ați înțeles. Deci ne adunăm aici, exact cum s-a spus, că ne adunăm pentru sănătate. Pentru sănătatea noastră, a copiilor noștri, a părinților noștri, câți mai există, pentru nepoții noștri, pentru sănătate. Iar mai departe, dacă acesta este locul, cine este omul? Dacă Adrian Cotârleț reprezintă omul care a mișcat, niciun caz singur. În niciun caz singur. Napoleon, când s-a retras peste Berezina, și-a luat mareșalii cu el și toți generali. Nu singur. Deci, domnul primar, care cunosc foarte bine, felicitări. Domnilor guvernanță, vă mulțumim. Cine este? Nu este omul. Sunt oameni. Și atunci urmează. Avem omul, oamenii, avem locul și între ei doi ce este? Am să vă citesc. Înalt preasfințitul Părinte Ioachim a spus, se sfințește. Omul sfințește locul. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului profesor dr. Ciurea. Invit la microfon pe doamna președintă a Uniunii Medicale Balcanice, doamna profesoră Camelia Diacon. Bună ziua tuturor! Sunt realmente onorată să fiu astăzi încă o dată cu ocazia celei de-a 17-a ediții a zilelor Spitalului Municipal de Urgență din Moinești. Nu pot decât să-mi exprim întreaga mea apreciere pentru profesionalismul și pentru tot ceea ce realizează domnul dr. Cotârleț împreună cu colaboratorii, așa cum bine spunea domnul profesor Ciurea.
Sunt realmente onorată. Îl cunosc pe domnul doctor Cotârles de la întâlnirile anuale ale Uniunii Medicale Balcanice, care s-au desfășurat, bineînțeles, în diversele țări balcanice și unde pot spune că a reprezentat întotdeauna cu mare onoare și cu profesionalism performanțele Spitalului de Urgență din Moinești. Îl consider un adevărat promotor al acestui spital, știu că este sufletul dumnealui și nu aș vrea să-mi încheie această scurtă introducere, să spun, fără să-mi exprim recunoștința și aprecierea pentru doamna doctor Cotârleț, pentru că sunt convinsă că fără suportul familiei și fără suportul soției, întotdeauna în spatele unui om puternic se află o femeie puternică. Aprecierea și recunoștința pentru doamna doctor. Vă mulțumesc! Universitatea Vasile Alexandri din Bacău este a treia instituție de prestigiu care patronează această manifestare. Îl rog pe domnul președinte al Senatului, domnul profesor universitar Nedev, să ne spună un cuvânt. Bună ziua tuturor! Vin de mulți ani la Moinești în multiple calități. Vin cu bucuria colegului, la colegul Valentin Cotârleț, care este și cadrul didactic la universitatea noastră. Vin cu entuziasmul cercetătorului să văd realizările științifice ale colectivului de la această instituție. Vin cu curiozitatea managerului să văd realizările administrative. Am fost de multe ori și cu teama pacientului, pentru că m-am tratat de multe ori la acest spital, dar am plecat întotdeauna sănătos și cu bucuria pentru o viață sănătoasă. Pentru toate aceste lucruri, ca prieten, ca cetățean al județului, mulțumim întregului colectiv de cadre sanitare, de la infirmier până la profesor universitar din această prestigioasă instituție. Mulțumim colaboratorilor din țară care vin la această instituție și realizează actul medical în colaborare. Mulțumim oficialităților la orice rang, începând de la parlamentari până la primari. Și vă mulțumim dumneavoastră. Fără dumneavoastră am existat. Întotdeauna îi spun colegului Cotârleț să nu mă cauți decât pentru bucurii, când te caut eu, e periculos pentru mine. Vă mulțumesc încă o dată și urez succes cele de-a 17-a ediție a zilor medicale de la Spitalul de Urgență Moinești. Vă mulțumesc! Universitățile de medicină și farmacie din Moinești sunt reprezentate aici, la diferite niveluri. Vreau să dau acum cuvântul doamnei Florentina Ghergiceanu pentru a ne transmite mesajul domnului rector al Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila, din București. Vă rog, doamna. Doamnelor și domnilor doctori, stimați colegi și distinși auditoriu, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, împreună cu domniile voastre, la zilele Spitalului Municipal de Urgență Moinești, ediția 17. Este un eveniment de marcă pentru medicina de urgență, un eveniment pe care, an de-a rândul, domnul profesor universitar dr. Adrian Cotârleț îl organizează cu multă implicare, pasiune și dăruire. Și profit de această ocazie pentru a felicita întreaga echipă medicală și managerială a Spitalului Municipal de Urgență Moinești pentru modul în care a înțeles să se implice în comunitate și pentru comunitatea locală, dar și medicală. Toate acestea nu ar fi posibile fără dedicarea domnului profesor universitar dr. Adrian Cotârleț. În continuare, vă rog să-mi permiteți să dau citire mesajului domnului profesor universitar dr. Viorel Jinga, rector Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, București. Dragi colegi, dragi prieteni, distins auditoriu, înainte de a da curs scurtei mele intervenții, vreau să vă adaug astăzi atât salutul personal,
cât și pe cel al întregii comunități academice a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, la oaltă, cu cele mai frumoase și sincere gânduri, la deschiderea celei de-a 17-a ediții a manifestării științifice Zilele Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Iată că tema acestei ediții, teorie versus practică medicală în abordarea pacientului post-pandemie, se suprapune, din păcate, unei realități care ne apropie mai degrabă de un al șaselea val al pandemiei de COVID-19, numărul cazurilor de infestări sau de reinfectări cu virusul SARS-CoV-2 fiind într-o creștere alarmantă. Iar, în acest context, provocările devin și mai mari și cu mult mai complexe, chiar și pentru o unitate spitalicească de top, precum Spitalul Municipal de Urgență Moinești, unde, în mod curent, diferența dintre viață și moarte se raportează la minute, uneori secunde, chiar dacă timpul pare că se dilată. Pământul ne sărută picioarele de fiecare dată când călcăm pe el. E bucuros pentru că știe că nu-l vom părăsi niciodată, spunea marele poet Tudor Arghezi, de la dispariția căruia se împlinesc chiar astăzi 55 de ani. Și permiteți-mi să vin și să adaug că prin tot ceea ce ați construit și ați întreprins aici, de-a lungul timpului, într-un astfel de centru medical de excepție, aceste meleaguri moldovenești se pot aduna într-o adevărată corolă de minuni a lumii. Pentru că aici, prin grija nețărmuită a medicilor și a întregului personal medical, prin devotamentul, abnegația și dragostea dumneavoastră față de pacienți, minunile nu întârzie să apară în lupta necontenită cu salvarea de vieți. Iar pentru toate acestea, nu pot decât să vă aduc și astăzi întreaga mea recunoștință. Astfel, vă rog să primiți sincerele mele gânduri de mulțumire pentru tot ce ați făcut și continuați să faceți în acest important centru medical de urgență, care, chiar dacă se află într-un mic și frumos oraș de provincie, se încadrează cu siguranță în categoria centrelor naționale de excelență și, cred, superpozabil marilor centre din Occident. De asemenea, vă doresc succes deplin pe întregul parcursul acestui noi ediții Zilele Spitalului Municipal de Urgență Moinești, eveniment ce face parte integrantă din tot ceea ce numim educație medicală continuă, atribut fără de care medicina, în tot ansamblul său, nu și-ar putea deschide noi și noi orizonturi către performanța academică. În încheierea scurtei mele alocuțiuni, vă reiterez tuturor invitația de a dezvolta și implementa pe viitor proiecte sustenabile cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, ale cărei preocupări educaționale și științifice s-au încadrat dintotdeauna pe trei mari coordonate și principii: inițiere, evoluție, excelență. Și cred că împreună și călăuziți de dictonul latin Labor omnia vincit improbus, vom reuși să aducem un plus substanțial celor două mari instituții medicale și mai ales medicinei românești, păstrându-ne de fiecare dată același numitor comun, și anume pacientul, în slujba căruia ne-am angajat să fim pe tot parcursul carierei noastre profesionale. Vă mulțumim! Invit la microfon pe domnul profesor dr. Victor Costache de la Universitatea Titu Maiorescu din București. Vă rog, domnul. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului profesor universitar dr. Adrian Cortărleț pentru invitație și felicitări pentru a 17-a ediție acestei extraordinare manifestări medicale. Mărturisesc că este prima mea vizită la Moinești, este prima mea vizită în spitalul dumneavoastră și, într-adevăr, îl parafrazez pe colegul meu, domnul profesor Ciurea, și, într-adevăr, omul sfințește locul. Spitalul Moinești este, în momentul de față, un exemplu de bune practici medicale pentru sistemul sanitar din România.
și am fost impresionat de calitatea circuitelor medicale din terapie intensivă, din blocul operator. Felicitări pentru nou bloc operator excepțional cu dotări de nivel occidental. Și toate astea în jurul unei echipe medicale de excepție pe care dumneavoastră o coordonați, deoarece nimic nu poate exista fără o astfel de echipă medicală și fără resursa umană. Resursa umană care a constituit nucleul acestor eroi ai pandemiei, care sper totuși că nu ne va lovi cu aceeași intensitate. Echipa medicală coordonată de domnul profesor Căturleț este un asset pentru Bacău, dar și pentru România și întregul sistem sanitar românesc. Vă urez un sincer la mulți ani și, domnule profesor, aștept invitația la cea de-a 50-a manifestare. Sper să ne revedem cu toții cu bine. Depusă, să primiți din partea colectivului Spitalului Municipal de Urgență Moinești această plachetă. Vă mulțumesc acum. Trebuie să fac remarca și o fac cu deosebită plăcere că în luna noiembrie la Academia de Chirurgie de la Paris, la lucrările francofone, în care am participat cu o lucrare, m-am simțit mândru că membru al Academiei de Chirurgie a Franței este domnul profesor. În continuare, dăm cuvântul tot unui reprezentant al unei universități. Este vorba de Universitatea de Medicină din Houston, respectiv domnului profesor dr. Cătălin Lochin, șeful Catedrei de Cardiologie din acest spital universitar, pe care am avut plăcerea și onoarea să-l vizitez acum o lună de zile. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult, mărturisesc că am fost surprins, n-am știut că va trebui să vorbesc. Să fac tot ce am să pot. Presupun că trebuie să pun lucrurile într-un context oarecum. Aici sunt acasă, am călătorit. Am copilărit între Ocna, Slănic și Nonești, așa încât pentru mine Moineștiu și locurile de aici sunt acasă. Sunt foarte bucuros să fiu invitat și mulțumesc pe care asta organizatorilor și domnului dr. Cătălin. Sunt de asemenea foarte bucuros și aș încerca să, în măsura în care pot să-mi aduc contribuția la dezvoltarea sistemului medical din România, încerc din ce în ce mai mult să mă reîntorc acasă. Acasă este aici, deși am plecat de 25 de ani și mă simt în continuare acasă. Mărturisesc de asemenea că sunt și am fost de la bun început foarte impresionat de ce am ajuns la Moinești. Spitalul se compară cu multe dintre spitalele care le-am văzut în Statele Unite, fără doar și poate, atât în ceea ce privește calitatea și rezultatele, așa încât, din punctul meu de vedere, este o onoare să fiu aici. Mulțumesc celor care au stat și ne-au ascultat astăzi, sper că a fost cu folos și sper să ne mai vedem, nu știu dacă ediția 50, dar poate 25. Felicitări încă o dată, mulțumesc mult! Ieri am fost onorați să încheiem un parteneriat cu Institutul Burlo Garofolo din Triest, reprezentat prin doamna Barbara Fari, pe care o invit la microfon. Vă rog. Buongiorno a tutti, sono molto onorata di poter rappresentare qui l'Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico Burlo Garofalo di Trieste. Si tratta di un ospedale pediatrico, nato 166 anni fa per assistere i bambini poveri di Trieste, che poi si è evoluto in un istituto a carattere scientifico, un istituto di ricerca. Si occupa della salute della madre, e della donna e del bambino. Abbiamo la ginecologia, l'ostetricia, l'obiettivo comunque è la donna e il bambino.
il miglioramento della qualità delle performance clinico-assistenziali passa attraverso un audit continuo tra professionisti, così come la definizione dell'evidence-based medicine e dell'evidence-based nursing passa attraverso la revisione sistematica della bibliografia clinica prodotta a livello mondiale, non certamente della bibliografia clinica prodotta da un unico professionista. Ogni struttura sanitaria può essere a volte hub, a volte spoke, essere referente o un'eccellenza per un qualche cosa nei confronti del resto delle strutture. Il concetto di salute, così come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi il completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo come assenza di malattia, è un concetto che al momento sembra veramente un'utopia con quello che sta capitando. Però è da dire che il professionista sanitario che si approccia alla conoscenza con umiltà, che si rapporta con gli altri colleghi, che mantiene i contatti con il resto del mondo, ha la capacità, ha la chiave di lettura corretta dei fenomeni e quindi può creare benessere. Sono qua con il mandato di offrire le nostre conoscenze, di condividerle per collaborare al benessere della popolazione rumena, però sono qua anche per fotografare quanto di buono trovo e tanto di buono ho visto e che portando nel mio istituto potrà migliorare la nostra professionalità. Per noi è routine confrontarci con gli istituti di tutto il mondo e la nostra possibilità di migliorarci viene ad aumentare ancora adesso dopo la stipula di questo partenariato, per cui ringraziamo tanto della fiducia. Sunt foarte încântată că mă aflu în mijlocul dumneavoastră ca și reprezentantă a direcțiunii Spitalului de Cercetare din Trieste. Un spital care se concentrează foarte mult și în special pe sănătatea doamnelor, a femeilor și în special a copiilor. Înființat acum 166 de ani pentru a îngriji în special copiii sărași din Trieste, actualul Spital Universitar de Cercetare Științifică a devenit pentru Italia și Europa un punct de referință în excelența îngrijirii pacienților, dar și în îngrijirea și suportul aparținătorilor dânșilor. Ca să fii din ce în ce mai competitiv și bun în ceea ce se face la noi, în nordul Italiei, avem nevoie de o confruntare continuă între specialiști, între profesori, între academicienii noștri și partenerii din țară și din întreaga lume. Definiția evidențelor științifice și asistențiale naște mereu din bibliografia științifică pe care o găsim și cu care ne confruntăm în toată lumea, mai cu seamă cu profesorii, cu medicii, cu doamnele asistente din spitalele noastre. Fiecare spital poate fi un spital de excelență pentru o anumită specializare sau pentru mai multe, pentru ca actul medical să fie la îndemâna oricui. Trebuie totuși să ne referim la ceea ce Organizația Mondială a Sănătății spune. Să fim în armonie cu corpul nostru, să fim în armonie cu psihicul nostru și să avem mijloacele economice pentru un trai decent și o sănătate bună. Ceea ce Organizația Mondială a Sănătății a spus astăzi pare pentru aproape toată lumea o utopie. Dar profesioniștii din sănătate, care prin știință, dar și respect, ne îngrijesc și se îngrijesc de noi, au pulsul corect al lumii în care trăim și posibilitatea de a ne face nouă pacienților, împreună cu doamnele asistente și infirmiere, viața mult mai bună. Sunt prezent aici, în mijlocul dumneavoastră, cu acordul întregului Consiliu Director al spitalului nostru, pentru a vă garanta că suntem începând de astăzi și vom fi alături de dumneavoastră mereu, vom fi alături de dumneavoastră de unul dintre cele mai bune spitale din România, din ceea ce cunoaștem, pentru a ne confrunta, dar în special pentru a ne ajuta unii pe alții prin profesionalismul cadrelor medicale de la Moinești și de la Trieste. Pentru noi
Este un fel de rutină sănătoasă să ne confruntăm și cu alții și să devenim din ce în ce mai bun ca actul medical să fie dus mereu spre excelență. Prin semnarea oficială a acestui parteneriat între spitalele noastre, calitatea serviciilor medicale vor crește atât la Moinești cât și la Trieste. Vă mulțumim, domnule director, pentru că ne-ați făcut partenerii dumneavoastră. Deja ne simțim un pic români și noi. Acest parteneriat nu se putea încheia. Iar în semn de respect față de colegii noștri de la Triest, vă rog să primiți această plachetă omagială. Mulțumesc! Îmi face o deosebită plăcere să mânez domnului profesor dr. Vasile Astărăstoaie, deci sunt mare nevoie de prezentări, această plachetă. Deschidere. Și vreau să mânez încă o plachetă unui om care a participat la foarte multe ediții ale conferințelor noastre, dar care n-a fost niciodată la deschidere. De ce nu a fost la deschidere? Că dânsul se pierde în sala de operație, câteodată a stat și până la ora 23, este vorba de bunul nostru prieten, domnul profesor dr. Nicu Iordache, șeful clinicii de la Spitalul Sfântul Ioan din București. Mulțumesc! Sunt emoționat de o surpriză, nu mă așteptam la așa ceva. Vin aici pentru că chiar am posibilitatea să fac o chirurgie la standardele pe care mi le doresc, pentru că dotarea de aici permite acest lucru. Și cum noi suntem tot timpul în oscilație, adică la un moment dat oriunde în țara asta se putea face totul. Pe urmă am schimbat macazul și multe persoane nu vedeau rezolvarea sănătății decât undeva la AKH. Nu pot să nu mă bucur că viitorul și tendința pare să fie cea normală. Adică, într-o comunitate mică, cum este Moineștiul, se pot întâmpla lucruri pe plan medical, așa cum se întâmplă în Elveția sau în altă zonă cu reputație deosebită. Mulțumesc foarte mult pentru plăcută. Mulțumesc, domnule președinte. Colegiul Național al Medicilor este reprezentat la această manifestare de doamna dr. Nițulescu și, bineînțeles, de președinta Colegiului Medicilor Bacău, doamna dr. Marilena Căliman. Vă mulțumim și pentru faptul că ați creditat această manifestare și vă rog, doamna dr. Afescu. Stimate domnule manager, stimați invitați, permiteți-mi să vă împărtășesc că, într-adevăr, mă simt foarte onorată și emoționată în același timp să fiu prezentă astăzi alături de dumneavoastră aici. Pe unii vă cunosc bine și de mult, pe alții vă recunosc din diverse contexte împărtășite de-a lungul vieții profesionale, iar pe ceilalți mă bucur că am oportunitatea să vă descoper aici, într-un context de un înalt nivel științific profesional. Vă privesc pe toți deopotrivă, cu admirație, cu smerenie și cu recunoștință. Pentru dedicație, pentru profesionalism, pentru acest lucru cu care ați ales să vă îndepliniți misiunea nobilă și pe care ați ales-o și care v-a ales. Sunt aici să vă transmit mesajul domnului profesor Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, precum și al echipei Colegiului Medicilor România în ansamblu, pentru întreaga echipă medicală și pentru echipa extinsă a profesioniștilor care și-a demonstrat valoarea în timp, echipa spitalului reprezentat de domnul profesor Gotârleț.
Iată, sunteți la a 17-a ediție și este un număr impresionant. O ediție care își sporește valoarea de la an la an. Sunteți un model de bune practici de inovație, perseverență, tenacitate și consecvență. Sunteți un spital modern, dotat cu echipamente de ultimă generație, cu circuite funcționale, optimizate și servicii integrate, construite și dezvoltate în mod continuu, în parteneriat cu echipe internaționale, validate și susținute de mediul academic și universitar, național și internațional. Sunteți un centru de referință pentru echipele manageriale ale spitalelor din toată țara. Sunteți o resursă de sprijin în dezvoltarea medicilor rezidenți, conform unor obiective și a unor indicatori de performanță adecvați nevoilor identificate. Practicați servicii medicale de calitate, oferite de echipe multidisciplinare și transdisciplinare, centrate pe nevoile pacienților, care nu exclud, dimpotrivă, valorizează necesitatea adresării laturii psihologice și spirituale care acompaniază și potențează vindecarea. Vă felicităm pentru tot ce ați împlinit și ne exprimăm deschiderea și susținerea pentru proiectele dumneavoastră viitoare. Rolul meu astăzi aici este și acela de a împărtăși câteva informații referitoare la demersurile făcute de Colegiul Medicilor din România, pe care le-am inițiat și pe care ne străduim să le continuăm alături de echipa dumneavoastră și de mulți profesioniști din domeniul medical, respectiv conturarea unor parteneriate active cu Ministerul Sănătății și Casa Națională, privind îmbunătățirea mecanismelor de elaborare a contractului cadru și a normelor, privind legislația, prin inițierea unor grupuri de lucru cu manageri de spitale, cu directori medicali din toată țara. Sunt grupuri de lucru deschise la care sunteți invitați cu toții să participați. Sunt grupuri de lucru realizate atât pentru managerii de spital, cât și pentru echipele din spital, pentru ambulatoriile de specialitate și medicii de familie. Din cadrul grupurilor de lucru se nasc tot felul de idei pe care noi le promovăm mai departe la Ministerul Sănătății și la Casa Națională și proiectul cu modificarea legislației referitoare la malpraxis. Așa cum o demonstrează proiectele dumneavoastră de la Moinești și echipa Colegiului Medicilor din România, alege să creadă în forța dialogului, a parteneriatelor și a implicării unor experți și colaboratori cu experiență și competențe complementare, care să permită o abordare deschisă, onestă și clarificatoare asupra problemelor cu care ne confruntăm, atât la nivelul elaborării intențiilor și planurilor strategice, a politicilor publice de sănătate, a mecanismelor de implementare și finanțare și, deloc în ultimul rând, la nivelul experienței de zi cu zi a medicului și a pacientului care gestionează medic alături de echipa sa efectele și implicațiile actului medical pe parcursul îngrijirii medicale, preventive și curative. Vă felicităm și vă mulțumim! Așa cum spuneam la deschidere, în sală se găsește o delegație reprezentativă din Republica Moldova, de la spitalele municipale, în primul rând Spitalul Municipal Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel, în frunte cu domnul manager, și este prezent și domnul director al Direcției Medicale din Primăria Municipiului Chișinău, domnul conferențiar doctor Gârcă, pe care îl invit la microfon. Vă rog, domnule conferențiar. Stimate domnule profesor Cotărleț, stimate doamne consilier prezidențial, distinși colegi, deputați, domnul prefect, domnul primar, domnul Valentin Ivancea, cu care ne cunoaștem foarte frumos, stimații mei colegi, sunt onorat să fiu aici, să reprezint sistemul de sănătate din Chișinău, aici, la Moinești, unde astăzi este capitala medicală din România. Felicitări pentru acest frumos, frumos eveniment. Uh,
au fost puse cuvinte frumoase, noi ne uităm cu o invidie albă prietenească la ce ați făcut dumneavoastră aici în Moinești, într-un spital departamental, cum a fost transformat, cum a fost eficientizat, cum a fost adus în serviciul public de calitate medicală pentru pacienți. Și cu siguranță este o foarte bună practică de la care ne vom inspira în continuare. Țin să vă mulțumesc pentru acel parteneriat frumos, extraordinar, pe care îl aveți cu colegii noștri de la mai multe spitale municipale din Chișinău. Și acest parteneriat care deja s-a fortificat în ani, cu siguranță. În trecut, cumva, o să vin și folosesc această ocazie extraordinară. Eu, iertați-mi cuvântul, o gâgălice prin asemenea titani care sunteți dumneavoastră aici, sunt extrem de onorat să fiu aici, să învăț de la dumneavoastră și vă rog să acceptați respectul meu profund. O să fac o retrospectivă, deci în trecut ca secretar general la Ministerul Sănătății în Chișinău, am colaborat pe toate segmentele medicale cu mai multe instituții medicale din România, cu Ministerul Sănătății, cu Guvernul, cu Parlamentul, Palatul Cotroceni, pe foarte multe segmente. Am fost onorat să extindem și vă mulțumesc și astăzi funcționează impecabil acel serviciul, deci proiectul cu SMURD România extins și în Republica Moldova. Iată, deja suntem la a doua etapă de implementare. Eram în funcție la guvern, deci consilierul primului ministru, când s-a întâmplat acea tragedie la Haragaș, când s-a prăbușit acel helicopter SMURD în Republica Moldova, ajutând niște pacienți din Republica Moldova. Nu vă supărați, dar merită și vă rog din tot sufletul meu să vă ridicați în picioare, să păstrăm un moment de reculegere pentru echipajul acela frumos, oameni deosebiți care nu mai sunt cu regret printre noi și ne închinăm cu plecăciune către toate familiile acelor care au trecut în veșnicie. Vă mulțumesc! Ziceam de proiectele frumoase realizate împreună și nu pot să nu menționez, este bunul meu prieten Valentin Ivancea aici și mă bucur să-l revăd la acest eveniment, când în 2016 Guvernul României a acordat un ajutor umanitar din produse și păcuri Republicii Moldova. Pe atunci punctul de logistică a fost în Bacău și a generat toate aceste pachete la Chișinău, bine organizat. Vă mulțumesc, domnul prefect, vă mulțumesc domnul Ivancea și tuturor colegilor care au participat. Țin să mulțumesc foarte, foarte mult Guvernului României și doamna consilier prezidențial pentru aportul deosebit și ajutorul în pandemie, în primul rând cu loturile de vaccin. Astăzi noi suntem deja dezmerdați. Vrem, nu vrem vaccinuri, dar atunci era crucial și ați rupt de la dumneavoastră și ne-ați dat nouă Republica Moldova, ne-ați dat în Chișinău. Aveți aprecierea tuturor cetățenilor din Republica Moldova și a locuitorilor din Chișinău. Vă mulțumim extraordinar de mult. Pandemia ne-a făcut mai puternici. Am beneficiat de acel ajutor prietenesc din partea Guvernului României și în pandemie și astăzi am reușit să depășim această pandemie, dar datorită și acelui suport extraordinar care a venit de la dumneavoastră pentru cetățenii din Republica Moldova, pentru locuitorii din
municipiul Chișinău. Dragi colegi, am o mare, mare onoare astăzi să înmânez o diplomă de gratitudine din partea primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, pentru profesorul doctor director Adrian Cotrăleț și permiteți-mi să dau citiri ce spune această diplomă de gratitudine. Se decernează profesorul universitar Adrian Cotrăleț în semn de recunoștință și înaltă apreciere a parteneriatului și colaborării interinstituționale dintre Spitalul Municipal de Urgență Moinești, România și Spitalele Clinice Municipale din Chișinău, Republica Moldova, pentru crearea serviciilor medicale de performanță și fortificarea potențialelor resurselor umane în sănătate. Domnul profesor, am onoare! Pe domnul profesor doctor Prada, șeful Caterei de Geriatrie și Gerontologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vă rog, domnule profesor. Vă mulțumesc foarte mult. Distinși invitați, onorat auditoriu, ca să spun complet, sunt profesor de geriatrie și gerontologie la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie în Aslan și în cadrul catedrei de la UMF Carol Davila. Țin să mulțumesc îndeosebit pentru onoranta invitație de a participa la această manifestare științifică atât domnului primar Valentin Vieru, cât și domnului profesor Adrian Valentin Cotrăleț. Observați că au același prenume. Poate nu întâmplător. Poate nu întâmplător a făcut o echipă. Și vedeți că rezultatele unei echipe din două domenii diferite, medical și organizatoric, sunt foarte bune. Și nu poți să te dezvolți fără ajutorul primăriei, fără un ajutor susținut, fără o viziune. Vedeți că am în cele două entități reprezentanților au avut o viziune și au o viziune mult departe față de, să spunem, timpurile noastre. Dovadă rezultatele, dovadă proiectele care au fost îndeplinite și proiectele în desfășurare, atât la nivelul municipiului Moinești, cât și la nivelul spitalului municipal din această localitate. Am apreciat în mod deosebit organizarea acestei conferințe, acestor intitulate zilele Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Am văzut viziunea, din nou spun acest cuvânt, viziunea, pentru că este o perspectivă a unei echipe multidisciplinare. În prima zi a fost vorba de manifestare a asistentelor medicale, o componentă foarte importantă a echipei multidisciplinare pe care trebuie să o recunoaștem că este implicată în actul medical. În următoarele zile a fost organizată un schimb de experiență între diverse centre universitare, chiar internaționale, așa cum ați văzut, nu doar teoretică, ci și practică. Și schimbul de experiență practic a fost favorizat de dotările deosebite pe care le-a realizat domnul profesor Adrian, din nou spun Valentin Cotrăleț, ca să subliniez apropiat de cele două personalități. Sunt chiar impresionat și, pe de-o parte, am sentimente contradictorii, de încântare că am participat, că particip la această manifestare științifică, și oarecare tristețe că până acum nu am avut ocazia să particip la acest eveniment. Sper ca pe viitor să pot participa. Vreau să transmit salutul și felicitările din partea Societății Române de Gerontologie și Geriatrie, a cărei președinte sunt, și aș vrea să mai fac o conexiune între aniversări. Ați văzut că este a 17-a ediție a acestor manifestări științifice. 20 de ani, pe de altă parte, de serviciu religios în cadrul spitalului. Dar vreau să spun că
Tot în acest an aniversăm 3 evenimente în contextul geriatriei și gerontologiei românești. 125 de ani de la nașterea doamnei profesor Ana Aslan, fondatoarea geriatriei. 70 de ani de la înființarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie de către doamna profesor Aslan, dar cu sprijinul deosebit al domnului profesor Parhon, fondatorul endocrinologiei. Vedeți că dumnealui, și avem aici reprezentantă de marcă, doamna profesor, care este și consilier prezidențial, Păun. Vedeți că e foarte important să se întâlnească niște forțe la un moment dat, cum s-a întâmplat și acum aici la Moinești. Și în plus, 65 de ani de la brevetarea primului preparat care stă la baza terapiei, sau primul preparat utilizat în tratamentul profilactic al unor probleme legate de îmbătrânire. Cu această ocazie, aș dori să ofer niște simboluri ca omagiu și ca un îndemn și ca un model pentru viitoarele activități. Vedeți că s-a mai spus aici că am dorit să participăm și la 50 aniversare, poate chiar la 125 aniversare, cum o sărbătorim acum pe doamna profesora Ana Aslan. Și în primul aș dori să ofertă domnului primar Valentin Vieru diploma de onoare. Legate de doamna profesor Aslan și o medalie cu această ocazie, 125 de ani de la aniversarea doamnei Ana Aslan. De asemenea, aș dori să ofer și domnului profesor, domnului profesor Adrian Valentin Cortuleț, același obiecte, în semn de onoare și omagiu și felicitări pentru activitatea dumneavoastră, inclusiv medalia aceasta comemorată. Mulțumim, domnule profesor, și noi, împreună cu domnul primar, vă oferim ca și recunoașterea meritelor pe care le aveți în geriatria și gerontologia românească, acest simbol al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Vă mulțumesc, sunt deosebit de onorat. Și la sfârșit, dar nu în cel din urmă aspect, aș vrea să-l invit pe domnul doctor Ion Ivan să oferim și dumnealui un semn de omagiu pentru activitatea deosebită desfășurată. Nu știți poate cine este domnul doctor, toată lumea. Este primul medic care s-a ocupat de chirurgie la Spitalul Moinești. Poftiți, vă rog. Și poate că nu întâmplător și medalia aceasta. Nu întâmplător se numește Ion. În limba greacă, Ion înseamnă merge. Vedeți că se numește Ion și Ivan. Deci merge, merge, nu se oprește. Felicitări! Vă mulțumesc foarte mult! Numai două cuvinte atâta vreau să vă spun. Spitalul Moinești a fost înființat în 1975. Și eu am venit ca secundar în 75. Nu a fost totdeauna așa cum este acum. Cotârleț este un fenomen pentru mine. 5 ani de zile, împreună cu o colegă care este asistentă medicală, nu cred că am reușit să auzim două vorbe pe zi. Era mut. El sugea tot. Învăța până când a răbufnit. Este ca un copac care este crescut lângă un râu. Râurile noastre sunt trotușul și vă mulțumesc. Făcând uz și cu respectul cuvenit la răbdarea de care dați dovadă, permiteți-mi să mă contrazic în public cu domnul primar. Și de ce? Nu dânsul este ultimul care ia cuvântul, ci un coleg al dumnealui, primarul orașului Stațiune Slănic Moldova și președintele Asociației Primarilor de Stațiuni Balneoclimaterice, domnul economist Baciu Gheorghe. Da, cei din urmă ca și cei din tâi, este o vorbă. Desigur că vă mulțumesc, domnul profesor, domnul manager, pentru invitație și domnul primar. Da, de peste 20 de ani sunt alături de Spitalul Moinești.
Chiar domnul profesor m-a prezentat un prieten al spitalului și îmi place foarte mult acest apelativ. Prima dată veneam tehnic, nu? Și mai făceam glume, dar de 6 ani vin primar și prima dată vin președintele Asociației Stațiunilor Balneare și aș vrea să conștientizăm în 2 minute situația în care suntem. Mă gândeam așa la mesajul acela teoretic și practic. Sunt foarte multe glume pe tema asta, teoretic și practic, dar astăzi vă spun realități. Teoretic, recuperarea medicală post-COVID se face foarte bine în stațiunile balneare. Este dovedit factorul terapeutic, dar practic noi avem astăzi în România doar 62 de paturi la 100 de mii de locuitori față de Ungaria, care are 133 de paturi la 100 de mii de locuitori pe recuperare medicală în stațiuni balneare. Germania 300 și nu vreau să mai comparăm mai sus, că este destul de greu. Românul, media vârstei la care se iau medicamente sau începutul la care se iau medicamente în România este 57 de ani și în țările dezvoltate este 70 de ani. Respectiv, toate aceste cifre pe care noi le punem și chiar alaltă am avut întâlnire la Ministerul Sănătății și mulțumesc domnului, doamnei secretar de stat Dorița Lungu, colega noastră care este acum la turism, dar domnului director îi mulțumesc deosebit pentru că a reușit să ne ajute. Este vorba de domnul director al Casei de Asigurări de Sănătate, domnul Stoica. V-am uitat numele, mă iertați, vorbim zilnic, dar am emoții. Da, aceste cifre noi le-am pus acolo și așa astăzi, pentru că avem așa un auditoriu important, să ne gândim că suntem țara cu cele mai multe resurse medicale din Europa, terapeutice. Mă scuzați, domnul Stoica, mă uitam acolo sus undeva și m-am pierdut. Da, avem un potențial, avem ce dezvolta și avem și bucuria că la Sălin Moldova lucrurile s-au mișcat deja. Mulțumesc familiei Cotăleț, pentru că și doamna doctor este implicată cu clinica de recuperare de acolo și mulțumesc tuturor celor, este domnul manager al Institutului Balneo care are o secție externă la Sălin Moldova și mă bucur că resursele noastre terapeutice reușesc pe zi ce trece să fie din ce în ce mai utilizate și transmitem o rugăminte la toți decidenții în numele celor 34 de stațiuni balneare pe care eu le reprezint, transmitem o rugăminte să facem cumva să creștem numărul de paturi în stațiune balneare, să finanțăm construirea de sanatorii balneare, pentru că puțină lume știe că primul sanatoriu balnear din Europa de Est s-a construit la Stănic, Moldova, la sfârșitul secolului XIX. Puțină lume știe că primul casino asociat recuperării medicale, nu? S-a construit la Stănic, Moldova, primul din România și al cincilea din Europa. Respectiv, înaintașii noștri au avut o atitudine foarte bună față de resurse, față de starea de bine, de sănătate a populației. Și aici vreau să nu închei până nu apreciez din nou parteneriatul pe care noi îl avem pe zona aceasta și cu Asociația Mompesa, cu domnul primar de la Măinești, cu domnul Viorel Ilie, care este suportul nostru în continuare, chiar dacă nu mai are funcții în Parlament sau în Guvern, dar este suportul nostru și apreciez foarte mult că lucrurile se dezvoltă, lucrurile se derulează și vă asigurăm pe toți cei care nu cunoașteți că aici, în câțiva ani, va fi un centru, un pol de recuperare medicală, de petrecerea timpului liber, de top în România și în Europa. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, sper că nu v-am plictisit, dar vreau, domnul manager, să nu contenim, să facem din această zonă ceva unic și, bineînțeles, domnului profesor Loghin, pe care cu care am avut plăcerea slănicianului nostru, Loghin, nu? Că a povestit foarte frumos despre Slănic și avem un proiect ca peste câțiva ani, când dumnealui vine la pensie aici, împreună cu domnul profesor, să facem o echipă de cercetare medicală. De altfel, congresul
de balneologie anul acesta se desfășoară la Sălin Moldova și noi avem pentru prima dată o lucrare de cercetare care se va pune în acest congres pe apele noastre terapeutice. În sensul acesta aș vrea să vă mulțumesc și în sensul acesta vreau să abordăm problemele mai departe și sper să vă convingem că Sălin Moldova este o localitate frumoasă și vă invităm să o vizitați. Numai bine! Mergem în continuare cu un lucru care îmi face o deosebită plăcere. Respectiv, astăzi s-a desfășurat sesiunea de medici rezidenți. Comisia condusă de doamna profesor Diaconu a deliberat. Vă aduc la cunoștință că premiul pentru această secțiune se dă domnului doctor rezident Ștefan Sândulache pentru lucrarea deficitul de alfa 1 antitripsină și recuperarea respiratorie. Vă rog, domnule doctor, sper că este în sală. Dacă nu, o să imunăm acest premiu împreună cu ceva, dar nu vă mai spun ce. Da. De asemenea, îmi face o deosebită plăcere să dau o diplomă de onoare domnului dr. Tincu Eugen, medic primar ATI, doctor în științe medicale, care a intrat în spital cu un an înaintea mea, în 1981, care a dus mulți ani greu secției de anestezie și terapie intensivă și o să rog pe prietenul nostru, domnul Viorel Ilie, să-i îmâneze această diplomă și... Da, vă salut cu mult drag. Sunt bucuros și onorat. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să transmit doar așa un mesaj că atunci când pornești la drum și începi să gândești anumite lucruri și le vezi ele cum cresc de frumos și se dezvoltă, este ca sentimentul unui părinte care își vede copiii împliniți. Am contribuit și eu la începuturi aici. Și mă bucur că astăzi sunt alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc în numele nașului meu de cununie, dr. Dincu, ca să înțelegeți legătura și o să-i transmit aprecierile și gândurile bune și vă întorc aceste aprecieri. Cu siguranță, domnul doctor vi l-ar fi transmis cu mult mai empatic, poate, da? Dar din motive întemeiate nu se găsește astăzi aici. Să salutăm și vă mulțumesc pe toți, să vă urez succes și multă sănătate! Din păcate, avem și un moment mai puțin plăcut. Și anul trecut am făcut în memoriam profesor doctor Mere Diaconescu, sau Pusi Diaconescu, care a plecat dintre noi. Din păcate și anul acesta trebuie să facem acest lucru față de un mare profesor al chirurgiei românești, prieten al spitalului nostru, care a participat la mai multe ediții. Și pentru asta am rog pe domnul doctor Munteanu să ne spune câteva cuvinte despre cel care a fost, dar rămâne, profesor doctor Tavi Ung. Da. Stimat auditoriu, stimați colegi, prieteni, e foarte greu să-ți găsești cuvintele, să te aduni. Este foarte greu să vorbești despre un om atât de complex, o personalitate inimaginabilă. Am creionat nopți, zile, acest material. Am să-i dau citire până la limita răbdării și suportabilității dumneavoastră. Dar realmente, domnul profesor Octavian Munc a fost unul dintre marii corifei chirurgiei românești.
am să încep cu un citat. Când seminii tăi te ridică în vârful piramidei, trebuie să arzi tot sufletul tău ca să rămâi acolo, sus. Nu pentru tine, pentru că și tu ești om trecător, ci pentru ei, pentru idealul lor pe care trebuie să-l aperi și să-l păstrezi, dacă este nevoie, cu chiar prețul vieții tale, pe care numai o singură dată o ai, spunea Vasile Purban. Dintr-un început trebuie să mărturisesc faptul că invitația ce mi-a fost transmisă de a cuvânta despre profesorul Octavian Dumitru la acest moment de maximă atitudine profesională mă așează într-o dublă paradoxală ipostază. Pe de o parte, onoarea ce mi s-a încredințat unei asemenea osteneli și, pe de altă parte, emoțiile care mă stăpânesc și neputința firească de a cuprinde într-un material limitat ca timp, expunere și conținut, personalitatea complexă, imensă, a regretatului doctor profesor Octavian Dumitru I. În al doilea rând, țin să-mi exprim bucuria vădită că s-a ales orașul Moinești pentru o manifestare medicală de anvergură, pentru că aici lucrează un om minunat, profesor universitar dr. Adrian Cotârleț, medic primar de chirurgie generală, managerul spitalului Moinești, un om care nu mai are nevoie de prezentare. Pentru că aici slujește deodată cuvântul celui veșnic și oamenilor, în al preasfinția sa Vlădica Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru că aici este purul vie și pilduitoare dragostea de glie și neam, credința ortodoxă și jertfa voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, toate repere ce se regăsesc abundent în trăirea și lucrarea celui despre care vă voi vorbi acum. Sper să nu surprindă pe nimeni interrogativ hotărârea mea de abordare a personalității profesorului Octavian Dumitru Unc într-un context ce se situează conceptual în afara a ceea ce reprezintă coloana vertebrală a lucrării sale, anume actul medical propriu-zis. Cu asemenea transpunere este de necuprins în cuvânt. Doctorul Unc a fost și rămâne pentru noi toți omul modest în faptă și în cuvânt. Prietenul adevărat care la nevoie se cunoaște, fratele iubitor și jertfelnic pentru binele aproapelui, colegul pilduitor de înaltă ținută profesională, scriitorul fervent și limpede, ca izvorul de munte, patriotul demn de valoarea marilor eroi ai neamului românesc, credinciosul, smerit, practicant, cu timp și fără timp, al dreptei credinței strămoșești. Omul plin de modestie, doctorul Octavian Unc, a fost paradoxal un om simplu, dar foarte complex. Simplitatea cu care a venit în această lume, care a fost înrădăcinată temeinic de părinți, în cei 7 ani de acasă, l-a însoțit ca o umbră. O puteai vedea în mersul său, în ținuta vestimentară, în privirile blânde, în zâmbetele calde și în cuvântul mereu așezat ca un pansament dumnezeiesc pe sufletele greu încercate ale pacienților. Complexitatea i s-a adăugat natural, în timp, de eforturile personale, de propriile osteneli educaționale, de setea de carte, de dorința arzătoare de cunoaștere, de munca didactică academică la catedră, de probitatea profesională, de talanții scriitoricești pe care i-a înmulțit minunat de frumos spre a sa mulțumire, dar mai ales spre folosul și a noastră bucurie.
a fost omul care nu s-a rușinat nici când și nici de cum cu modestia sa, modestie care nu era una artificială, ci una naturală. Cum a gândit, așa a vorbit. Cum a grăit, așa a trăit. Corespondența dintre gândire și faptă a constituit firul roșu al întregii sale vieți și lucrări. Prietenul adevărat, aș începe până a aduce în actualitate un fapt petrecut în urmă cu 110 ani. În primăvara anului 1912, nava oceanică Titanic, în călătoria sa inaugurală, se izbește de un ghețar și se scufundă, provocând moartea peste 1500 de oameni. Au curs râul de Cerneală. Dacă e să ne gândim la cât de mult s-a scris atunci despre această tragedie. Într-un ziar al vremii au apărut două imagini, dintre care una înfățișa pe un pasager retrăgându-se de lângă ultima barcă de salvare pentru a oferi locul său unei mame cu un copil în brațe. Textul, extrem de sugestiv, care însoțea această fotografie, era acesta. Slăbiciunea naturii, supremația omului. Care este, de fapt, supremația omului? Supremația omului nu constă în a deține funcții înalte și a-i călca în picioare pe cei cu care lucrează. A-i batjocori, umili și desconsidera. Asemenea atitudini arată mai degrabă că nu merită funcția cu care a fost investit. Profesorul Octavian Cunc a fost o excepție binecuvântată de Dumnezeu, o benefică excepție care a întărit voința divină, morala creștină și banalul pentru unii, bunul simț. Pentru profesorul Cunc, în tot ceea ce a întreprins și lucrat, a rămas purul vie învățătura creștină, potrivit căreia supremația omului constă în iubirea jertfelnică față de aproapele, argumentată prin fapte bune, din dragoste pentru Hristos. Profesorul Cunc a fost permanent omul modest, modestiei, al altruismului, pasagerul care s-a retras de mii de ori din barca odihnei și a confortului personal pentru a face loc celor bolnavi și neajutorați, pentru a se îngriji de ei, pentru a le reda sănătatea cea mult dorită. Profesorul Cunc a fost și rămâne un prieten adevărat al tuturor celor care l-au cunoscut. Personal mărturisesc aici că pentru mine prietenia cu acest om minunat a constituit muntele care m-a ridicat și poziționat acolo unde mi-era locul, adică deasupra tuturor încercărilor, necazurilor, greutăților, cauzate de răutatea și invidia unora care, nelăsându-i cândva să moară, nu te lasă acum să trăiești. Sprijinul său moral și profesional, dezinteresat, este rodul unei prietenii curate, sincere, adevărate, nedisimulate. Prietenia lui cu colegii de breaslă, cu subsemnatul, trecea dincolo de tiparele duplicitare meschine, subiective, ale multor așa zise prietenii de astăzi. Acesta venea dintr-o altă lume, pe filiera divină cristică. Nu avea odihnă, nici zi, nici ceas. Prietenia mea cu profesorul Cunc era ca o revărsare de har pentru inima, familia și trăirea mea. De aceea, ea rămâne și odată cu ea în inima mea și amintirea prietenului meu de suflet, profesorul Cunc. Sunt foarte multe paragrafe, nu am să le trec absolut pe toate, am să vorbesc ceva despre colegul pilduitor. Și nu întâmplător, și o să vedeți de ce. Pe bună dreptate, spunea prietenul și colegul nostru, gazda de astăzi, domnul profesor universitar, dr. Adrian Cotărleț, cam așa.
Doctorul Octavian Unc a fost un reper în chirurgia românească dobrogeană și nu numai. Dumnezeu l-a hărăzit cu harul de a dărui și de a se dărui pacienților săi cu tot ce avea mai bun. S-a dedicat întru totul pacienților, studenților mediciniști, medicilor aflați la început de carieră, colegilor chirurgi din țară, oferind tuturor din experiența celor 37 de ani de activitate profesională și didactică. O personalitate a istoriei medicinii românești, caracterizată prin integritate, valoare și responsabilitate. Spunea domnul profesor Cotărleț, am pierdut un coleg cu știința și harul de a vindeca atât trupul, cât și sufletul semenilor. Poetul, repet, reduc la maximum 2 minute 3, atât vă mai rog să aveți răbdare, un material redus cât se poate de mult. În modestia e caracteristică, parte componentă esențială a ființei sale, după cum spuneam, nu s-a văzut niciodată meritând a fi ridicat pe piedestalul oficial al cuvântului scris. Nu și-a dorit să se numere între scriitori. Nu a simțit nevoia de a fi trecut în ceata poeților. Iată ce spunea în acest sens. Nu cred că mă aparține acest minunat veșmânt, cel de poet. Eu sunt doar un modest căutător de metafore, neîndemânatic cioplitor în marmura unei versificații care este stropită cu lacrimile dorului său, ale durerii. Eu doar am pășit pământean, supus tentației, până sahara tristeților mele, spre o fata Morgana, cu un buchet de versuri. Unele dintre ele și-au avut geneza în momentele tragice de trecere spre veșnicie ale celui mai bun prieten al meu, dr. Andrei Dan, și al iubitei mele mame, plecată spre odihna celestă. Cât de frumos și emoționant, pe deplin îndreptățit, a definit ierarhul de Tomis poeziile scrise de profesorul Unc. Poemele sale sunt filozofice, mistice, de o simplitate și o profunzime dezarmante, în care iubirea, viața, credința și sinceritatea se împletesc într-o îmbrățișare subtilă și emoționantă. Poeziile sale sunt legate de Pământul Sfânt al strămoșilor, sfințit cu sângele martirilor și al eroilor, într-o lume obsedată de excese, mândrie, imagini exacerbate. Poemul său e ca un izvor curat de munte, care susură lin și dăruiește apă vie celor care se nevoiesc pe calea cea strâmtă a vieții. Patriotul, într-o frază, pe toate le-a luat cu sine când a plecat de aici, de pe pământ. Pentru că și țara, și credința ortodoxă, și dulcele grai, și neamul românesc erau parte integrantă a ființei sale, a sufletului său. Rămâne pentru noi toți, pentru tinerii de azi și cei de mâine, reper de dragoste față de glie, față de dreapta credință și cultura română și spiritualitatea ortodoxă. Am să închei cu două fraze pe care nu pot să, așa, să nu le punctez. Tot arhiepiscopul Tomisului spunea, l-am simțit mereu apropiat de Dumnezeu, cu acea bucurie pură a pruncului și cu înțelepciunea vârstnicului trecut până atâtea și atâtea dureri. Formația sa de trăitor al cuvântului lui Dumnezeu venea din fascinanta lui preocupare de a-și îmbogăți cunoașterea teologică. Pentru aceasta a și urmat 2 ani de teologie la Facultatea Sfântul Apostol Andrei
din Constanța. Fiicele sale, Andreea și Alexandra, adevărate icoane sfinte, dictate în sufletul său, cunosc cel mai bine trăirea creștină a domnului profesor Unc în raport cu divinitatea. Toți cei care l-au cunoscut, fie și preț de numai câteva clipe, pot spune că tatăl nostru era un om credincios. Credința în Dumnezeu l-a definit și numai existența divinității poate justifica omul care a fost tatăl nostru, spuneau cele două fiice. Corolarul trăirii și al lucrării profesorului Jung, acesta a fost să te rogi ca și când ai pleca din această lume, chiar în clipa de acum, să lucrezi pentru binele și folosul oamenilor, ca și când ai trăi veșnic. Vă mulțumesc! Stimate domnule manager, stimați invitați, sunt onorat să fiu părtaș la acest moment special din viața comunității moineștene, cea de-a 17-a ediție a zilelor medicale ale municipiului Moinești, ale spitalului municipal de aici. Sunt totodată onorat să mă adresez dumneavoastră astăzi la această zi specială. Prilej pentru mine, în primul rând, de a mulțumi atât domnului doctor Cotărleț, cât și întregii echipe a Spitalului Municipal de aici, pentru profesionalismul, dăruirea, în slujirea aproapelui, în slujirea omului aflat în suferință și necaz. Și totodată, prilej pentru mine să îl felicit pe domnul doctor pentru toate împlinirile, realizările pe care de ani buni le împlinește aici, la Moinești, și totodată pentru distinția pe care a primit-o astăzi, aceea pe care părintele nostru, arhiepiscop Ioachim, i-a acordat-o în mod special, cea mai înaltă distinție pentru mireni din cadrul bisericii noastre a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Cu acest prilej, dați-mi voie, ca în cele ce urmează, în puține cuvinte, să vă adresez un mesaj inedit din partea arhiepiscopului nostru. Îi spun așa pentru că mesajul acesta este de fapt o rugăciune. O rugăciune pe care arhiepiscopul nostru a alcătuit-o cu prilejul acestor zile medicale, o rugăciune închinată medicilor și personalului sanitar. Și în această rugăciune, în preasfinția sa spune următoarele. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, care ai venit pe pământ să ne ridici mai întâi din căderea sufletească, iertându-ne prin pocăință, păcatele săvârșite cu voie sau fără de voie, apoi să ne tămăduiești cu balsamul Harului Tău necreat orice boală sau suferință care ne-a cuprins. Doamne Iisuse, în întreaga Ta misiune de predicare a Evangheliei, Ți-ai arătat iubirea și compasiunea dumnezească față de cei bolnavi, pe care i-ai vindecat fie prin cuvânt, fie punând mâna pe rănile lor, așa cum ai făcut atunci când ai luat chipul samarineanului îndurător și Te-ai preocupat de rănile omului căzut într-o tâlhară. Te rugăm pe Tine, Doamne, să ne binecuvintezi pe noi, Cel care ne-ai oferit darurile Tale cele minunate, pentru că nimeni nu este fără de păcat, nimeni nu poate să spună că în puțină sau lunga viețuire pe acest pământ nu a avut măcar o suferință sau vreo boală. Și de fiecare dată Te-am rugat să vii în ajutorul nostru ca să ne ușurezi suferința sau neputința, iar Tu, ca un milostiv și viitor de oameni, ai venit în ajutor prin medicii și aleșii Tăi, pe care i-ai rânduit prin purtarea Ta de grijă nevăzută, să ne îngrijească și să ne rânduiască medicamentele vindecătoare. De aceea, pentru aceștia ne rugăm să-i păstrezi într-o iubirea Ta, pentru că ne stau în preajma necazurilor și suferințelor noastre. Și pentru că ei au avut milă de noi în vremea bolilor care ne-au bântuit, ne rugăm, Dumnezeule, să ai milă de ei, iertându-le greșelile și să le ții conștiința trează și smerită, în așa fel încât să vadă în fiecare bolnav un semen al lor și să-și aducă aminte că ei sunt mâna Ta prelungită în această lume.
De asemenea, te rugăm, ajută pe toți cei ce se preocupă de îngrijirea bolnavilor să nu caute la fața celui neputincios, ci în fiecare bolnav să vadă o persoană care poartă chipul lui Dumnezeu. Doctorul credincios și orice asistent din domeniul medical trebuie să știe că fiecare om este un mister nedeslușit și oricine are o legătură tainică cu Dumnezeu. De aceea, așa cum preotul în altar la Sfânta Proscomidie, luând prescura pentru a desprinde din ea Sfântul Agneț, lucrează pe materia tainei, tot așa și medicii, în trupul bolnavului, trebuie să vadă prescura, adică pe Hristos, care stă ascuns tainic în persoana bolnavă, asupra căruia ei trebuie să decidă. Doamne, fă ca orice doctor sau îngrijitor de bolnavi să aibă conștiința că el săvârșește cea de-a opta taină, care este misterul sau taina fratelui. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai descoperit nouă căile mântuirii, iar binefăcătorilor noștri, medici și îngrijitori ai bolnavilor, le ții trează conștiința prezenței tale nevăzute în lucrarea lor. Dă-le, Doamne, răbdare, pace, liniște și inspirație să ia deciziile cele mai potrivite pentru fiecare bolnav, ca împreună să te slăvim cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acesta este, de fapt, mesajul al preasfinției sale. Și dați-mi voie ca această carte de rugăciune apărută de curând la editura Filocaliei Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului să o ofer ca semn de prețuire domnului manager, doctorului Adrian Pătruia. După exact 2 ore, încheiem ședința de deschidere. Urmează o pauză de 10 minute.